într-adevăr, ce se petrece cu Mihai Neanșu este o dramă. Să fie bine și să bucure de familie, de cei dragi pe care are alături. Neanșule, toată România e cu tine, o să te faci bine, că ești rapidist, dinamovist sau stelist. Suntem frați până când moartea ne desparte. Da, frate, pentru frate, trebuie să ne ajutăm la greu. Așa trebuie să fie românul meu, că aici e greu, greu, ca pe stadion când pierd echipa națională. Că viața e un meci de fotbal, ori câștigi, ori pierzi și nu știu dacă te mai ridici. Vreau să fiu ca Mircea Badea, să le dai elanul, să le zbor capitanul. Tu ești cetățean român din Uniunea Europeană? Da! Ai principii? Da! Înțelegi ceva din ce trăiești? Sigur! Bine, ia o chiflă! Asta este țara! Noi știm că o să te faci bine, România e cu tine. Și mai știm că dacă pici greu te ridici, românii știu cel mai bine cum e pe aici. Noi știm că o să te faci bine, România e cu tine. Și mai știm că dacă pici greu te ridici, românii știu cel mai bine cum e pe aici. Alții își dau viața pe teren, alții pe șantier. Românul e bun la toate, are speranțe. Ne-am născut aici unde e greu, așa că trebuie să ai tupeu până la ultimul leu. Ți-ai dat viața pentru familie, ca să fie bine ei. Neșule, noi suntem lângă tine, și când e bine și când e rău. Suntem toți români și suntem ai lui Dumnezeu. Ne judecă cine nu ne cunoaște, așteptăm să fie bine. Așteptăm să fie fericire și la noi, că au fost prea multe ploi, dar n-am dat niciodată înapoi. Noi știm că o să te faci bine, România e cu tine. Și mai știm că dacă pici greu te ridici, românii știu cel mai bine cum e pe aici. Noi știm că o să te faci bine, România e cu tine. Și mai știm că dacă pici greu te ridici, românii știu cel mai bine cum e pe aici.